Urșii s-au instalat ca la ei acasă în stațiunea Lepșa din Vrancea. În doar o săptămână, fiarele au devastat 10 gospodării. Oamenii povestesc înspăimântați cum animalele le-au intrat în casă și au mâncat tot ce au găsit. A intrat. A deschis frigiderul și atunci am auzit zgomote de farfurii. Ați auzit? Da. Aveam în aragaz un jumătate de cozonac așa. L-am mâncat. Urs. Urs. Patru sertare deschise. Aveam o bucată de caș, pește și aveam eu un sertar acolo, am mâncat. Pe aragaz aveam o oală cu pilaf. Am mâncat și pilaful. A deschis ușa de la frigider, s-a scos tot din frigider, am mâncat ce i-a plăcut. Nu știu cât a stat, că eu n-am ieșit din cauza în care locuiam, și de întuneric, și de frică, și nu sunt obișnuit cu animalele astea. N-am nicio pușcă, n-am niciun mijloc de apărare pentru asemenea evenimente. Vă e frică să dormiți? Să dormim sau să ieși pe drum? Și pe drum intră să vă... Să nu? Vă poate ataca, e frică? Da cum? Sunt o beroane, cum îi pe la pod așa, să frică să ieși. Autoritățile au organizat patrule prin sate și încearcă să gonească animalele în pădure. Sunt urși cu comportament deviant. Ei urși. E o singură ursoaică cu pui. Am reușit și am făcut o adresă către jandarmerie. Pentru că este un urs relocat. Prima patrulă care s-a făcut și de fapt singura care l-a văzut, au constatat cu toții că avea colar la gât. Pentru că sunt o specie protejată, urșii nu pot fi vânați fără avize speciale. Cel mai probabil autoritățile vor fi nevoite să-i captureze și să-i mute.